a cincea întrebare de la Octavian. De ce ceea ce unuia îi se pare o viață împlinită, altuia îi se pare o viață nefericită? Pentru că avem percepții diferite. Suntem oameni diferiți cu percepții diferite. Și să mai vedem de ce. Avem diferențe de valori și priorități. E normal, da? Fiecare dintre noi avem valori diferite, avem priorități diferite, pentru că avem situații personale diferite. Fiecare suntem cu situația noastră personală. Pentru că experiențele de viață și perspectivele personale diferă. Eu am experiența mea de viață, tu, oricare ești aici, ai experiența ta personală de viață și toate acestea ne fac unici, diferiți și speciali. Care mai sunt motivele pentru care sunt aceste diferențe? Personalitatea și nevoile individuale. Personalitatea, să știți că joacă un rol extraordinar de important în felul în care definim o viață împlinită. De exemplu, extrovertiții, printre care sunt și eu. Ce înseamnă extrovert? Îmi place să mă manifest, îmi place să fiu printre oameni, îmi place să aduc bucurie, îmi place să comunic, să vorbesc, nu mă sfiesc să fiu în fața voastră pe scenă, cu microfonul în față, cu reflectoarele pe mine. Da, așa sunt extrovertiții. Sunt prietenoși, le place viața, da? Gustă viața. Deci, extrovertiții pot să găsească împlinire în interacțiuni sociale și activități de grup, în timp ce introvertiții pot considera o viață împlinită una mai retrasă, centrată pe reflecție personală, da? Și activități solitare. Și eu am nevoie ca extrovert, să știți, să fiu cu mine și vreau să fiu singură și eu am tendințe solitare, dar părerea mea este că suntem o combinație. Chiar și extrovertiți au momente când sunt introvertiți și invers, da? Și introvertiți au momente când sunt extrovertiți. Ce ne mai face diferiți? Influențele culturale și sociale. Sigur că fiecare, acolo unde ne-am născut, în familia unde am crescut, în cultura, țara, religia, toate acestea își pun amprenta pe noi. Concepția despre sensul vieții și pe asta de regulă o luăm, o preluăm de la părinții noștri, da? Din familie. Și această concepție a părinților noștri, care ne-a fost insuflată, inspirată, dacă vreți, așa, prin interacțiunea pe care o avem, ulterior ne dezvoltăm noi, da? După ce plecăm de acasă. Dar până atunci suntem sub influența nemijlocită a părinților noștri, a dascălilor noștri, învățătoarea, doamna educatoare, profesorii, da? Care ne educă, sigur că toate acestea, eu am avut niște învățători, profesori, mentor, tu, fiecare care ești aici, alte persoane, da? Care te-au influențat și ți-au dat startul în viață. Și asta face diferența între noi toți. Deci, în concluzie, diferențele în felul în care vedem o viață împlinită sau nefericită sunt firești și reflectă unicitatea fiecarei persoane. Ne arată cât de complexă și variată este experiența umană și cât de important este să recunoaștem și să respectăm căile diferite pe care oamenii le urmează pentru a găsi împlinirea.